foarte emoționant să vin din spațiul ceva mai frivol al Facultății de Litere, spațiul, cred, ceva mai auster al Facultății de Teologie. Sper să mă descurc, pentru că, mă rog, ca în acela gen de contradicție, descrie și apropierea mea de Steiner. Fac parte din o generație care variază mai degrabă pe imanențe decât pe transcendență. M-am afirmat în contextul acestei generații și atunci pare, la prima vedere, inexplicabilă apropierea mea de Nicolae Steiner. Chiar întâlnindu-mă peste ani cu vârste colegă și aflând despre această apropiere, colega respectivă a fost destul de surprinsă, a întrebat ce te-a aplicat. Cred că, mai mult, contradicția asta este doar la primul vedere, pentru că între Steiner și generația 80 există multe afinități, de altfel Steiner a scris cu multă fervoare despre scriitorii generației 80, a scris în momentul afirmărilor, când această generație nu era primită tocmai cu brațele deschise în spațiul literaturii. Punctul central, sau elementul central al similitudinii, al afinității dintre Nicolae Steiner și generația 80 este libertatea. Steiner este fascinat la scriitorii generației 80 de neasemuitul sentimentul al libertății și mărturisește acest lucru de mai multe ori. Deci, atât libertatea ar fi tema esențială, elementul esențial al apropierii mele. Sub semnul acelei libertății, sper să mă apropii și de dumneavoastră, propind, ca să zic așa, diferențele dintre cele două spații, frivol, respectiv, auster, pe care am citat în acea. Aș începe într-un nou discurs, fragment din jurnalul Fericirii, un fragment datat 1938 și localizat la Interlaken, la reuniune internațională ale Congresului, ale grupului de la Oxford. Un grup ecumenic la care Steiner participă. Sunt două fragmente. Deci, Interlaken, vara 1938. Numele imanțului mi-a plecat din Deo, s-a privit în ascunzișul de materie cerșie care sunt inaccesibile. Mă văd astfel silit să-l pomenesc drept irlandezul, primare, când mă rog pentru el în fiecare zi, ca și pentru grupul de la Oxford. În dimineața dinainte de plecarea lor, pășeri te grăbi spre mine. Te căutam, voiam să știi ce am visat. Mi-a părut Domnul și m-a încredințat că te va chema la el. Se vede că îl privesc întrebător, dar de ce repet explicativ? Vei fi printre cei care cred în tine. Și tot 1938 la Montreux. Trenul care duce de la Berna la Montreux poartă numele de Edelweiss. E electric, frumos, pastos și cosmopolit. Ca într-o novelă de comora Europa Galantă, închis în timpul nopții, deschis în timpul nopții, gingașe, stropuri și așa departe. Nu vine a crede ce mi-a spus irlandez. Nu în viața aceasta, probabil într-o încarnare viitoare. Am și senzația de a fi fost înșelător. Nu. Nu poți trece la creștinism. O lume obsedată de Perno, râjetul bleg al mustăciosului atunci din reclamă. Mai e unul vecin tot cu mustăcioare, dar viu și nu bea decât apă. În fiecare zi, în toate ziarele, pe toți pereți, pe toate ziarele. Ce departe e Hristos, de ei, de mine. Îmi jur totuși că niciodată nu voi spune vreun cuvânt rău, nu voi spimonosi vreun zâmbet când va fi vorba despre lucruri de la Oxford în prezența mea. Nu e nevoie să fi stat mult în închisoare.
Ce este omul care cu adevărat condiția umană, cum stau lucrurile cu noi, și că Hristos e acolo la trei pași, că te vede, că te-a văzut, că te-a văzut dintotdeauna, se înțelege în câteva minute. Restul de ani e timp filosofic. Ca și serviciu militar, este incomparabil cu exercițiul de strângere. Este, cred, un fragment foarte semnificativ, un fragment de cultură, de excepție a lui Nicolae Steiner. Voi încerca să vorbesc în mica mea floare de cuvânt despre cei doi Steiner. Despre ultimul Steiner, cel mai bine cunoscut din Cuiular, adică despre Steiner cel de după ieșirea din detenție, de după convertirea la creștinism. Și despre primul Steiner, Steiner cel din perioada interbelică, Steiner încă implicat destul de serios în destinele civilizației judaice. Voi încerca să văd legătura dintre cei doi Steiner, în ce măsură ultimul îl resemnifică pe primul și în ce măsură primul îl anticipează pe ultimul. Și cred că doar dacă vedem ambele imagini ale lui Steiner, avem o imagine coerentă asupra acestei personalități și implicit o imagine coerentă asupra autenticității acestei personalități. Există așadar un prim Steiner, tânărul Steiner, născut așa cum știți, într-o onorabilă familie evreiască, la 29 iulie 1912, deci ne apropiem destul de rapid de sărbătorirea generalului Steiner. Cum vă spuneam, într-o onorabilă familie evreiască, tatăl coleg la Politehnica din Zurichul Albert Einstein, iar pe linie maternă, Steinhardt se rudește cu părintele psihanalizei Sigmund Freud, pe care de altfel îl va și vizita în 1926 la Cluj. Urmează, așa cum știți, cursul de liceului spiritual, unde este colegul Constantin Oica, Alexandru Ciobănescu, George Ciobănescu, Așavir Arterian, Alexandru Elian, este un liceu care pregătea elita interbelică, care a pregătit elita interbelică și care a pregătit implicit elita închisorilor comuniste. După ce termină liceul la Sfântul Maret, urmează cursul de facultății de drept, între 1929 și 1932, unde se specializează în drept constituțional. De ce? Dreptul constituțional este știința garantării libertății. Iată, teza libertății apare încă de la aceste textele sale. Este foarte interesant modul în care Steiner se poziționează pe data libertărică față de celelalte paradigme intelectuale. Dacă deschidem volumul său de debut în genul tinerilor, în 1934. Observăm că acolo Steiner îi ironiza destul de caustic, atât pe intelectualii de dreapta, pe Constantin Oica, Michel Iade, Emil Cioran, Michel Bucănescu, pe cei de la Criterion, cât și pe intelectualii avantgardiști, de stânga, Provoza, Sasha Fana, sau pur și simplu de orientare comunistă, panististrată și așa. Parodierea acestor scriitori, distanțarea lui Steiner față de acești scriitori, se face de pe pozițiile liberalismului conservator. Dacă intelectual precum Cioran, Eliade, Noica, mirează spre dreapta spectrului de credință, în timp ce avantgardiști mirează spre stânga acestui spectru, Steinhardt se situează pe poziție de centru, pe poziția liberalismului conservator. Adică a unui gen de liberalist
care încearcă să concilieze tradiția cu libertatea. De-a creștea încearcă, de fapt, să concilieze textele sale ideologice luminescanismul cu maiorescanism. Nu întâmplător, el participă la Senatul Judecătorului, iar în agendele Judecătorului, consemnate de Eugen Ionescu, prezentă lucrarea lui este consemnată în mai multe iată un prim paradox. Deci, Steinhardt își critică, se distanțează de scriitorii generației sale, atât de cei de dreapta, cât și de cei de stânga, atunci când acești scriitori se află pe doar. În mod paradoxal, după cel de-al doilea război mondial, și special după instalarea comunismului, el ajunge să se apropie de cei pe care îi contestase. După 1954, începe să-l prezenteze pe Constantin Năcta la Cuvânt, unde filosoful avea domnul și învățat, începând din 1949. Va avea corespondență cu Noica și, așa cum știți, va fi încarcerat în locul Noica din Acu. Împreună cu al doilea ședinței intelectual, nume de marca a corpului românești, Constantin Năcta, deci, Pilu Pilat, care sunt șeful celor, Alexandru Paralucu, Vladimir Străinu, Păstorel Tădoreanu, și așa mai departe, Marieta, Cuța Marieta, Casadova, și alții. De ce fac acest intelectual în soare? O fac din cauza unor din cauza că au citit și au încercit de niște cărți. Cărți și aceste texte sunt scrise de Emil Cioran, de Constantin Noica, de Emil Cioran. Adică exact de cei pe care și Steinhardt îi contestase în privință. Așadar, ceea ce Steinhardt își permisese într-un regim de libertate, așadar, un primat de libertate intelectuali își pot permite să se situeze pe părți opuse ale realitatei. În timp ce în regim totalitar, paradoxul face ca acești intelectuali să ajungă de aceeași parte. Aceasta ar fi o primă formă de convertire. O convertire culturală. Nu numai că Steinhardt se va prieteni cu acești intelectuali, nu numai că va ieși pentru textele lor, dar va scrie repertoare despre ei și pe ieșirea de intervenție. Și în volumele de pe ieșirea de intervenție, vedeți, găsim multe dintre textele lui Steinhardt despre Noica, Eliade de Cioran. Se va împăca și cu scriitorii de avantgardă, și cea mai renomată dovadă este o micromonografie foarte comprehensivă pe care Steinhardt i-o dedică lui Gio Bonza în 1982. Această micromonografie, ca de altfel multe din celelalte cărțile lui Steinhardt, a fost reeditată în integrala Steinhardt care apare reedita Polinom, o integrală care este proiectată în 21-22 de și din care au apărut până acum 13. Așadar, cum spuneam, o primă convertire culturală. Steinhardt se apropie la maturitate de cei pe care îi contestează în cealaltă convertire, care este și mai complexă, este însă convertirea religioasă. Aici noi avem iarăși imaginea lui Steinhardt de după convertire. Imaginea care este în special din jurnalul de sau din comunitatea de presă și de mintei. În aceste
Ștear vorbește despre niște semnale ale apropierii sale de creștinism, existente încă din copilării. Să nu uităm că Ioan Fericit este scris post-factum, este scris după convertire. Deci toate aceste semnale ale apropierii sale de creștinism apar în textele sale de după convertire, post-convertire. Okay. Eu am încercat să joc mizerul rolul avocatului diavolului. Am încercat ceea ce numește o îndoială metodică. Și am urmărit și textele spre sale de dinaintea convertirii. E vorba de 5 volume publicate în perioada interbelică. Iată textul de debut pe care l-am amintit, în genul tinerilor, apoi teza sa de drept, de doctorat în drept constituțional, principiile clasice și noile tendințe ale dreptului constituțional. Apoi două volume de iudaism, scris în colaborare cu Emanuel Neumann, Esod de concepte ca pe iudaismul, 1935 și Rudul și Realității 1937. Încă o broșură, dreptul social. Apoi, zeci de articole, de fapt, în jur de 150 de articole, pe care Ștean le-a publicat în revista Fundației Naționale, în revista Bungheză, în Libertatea, apoi în Universul Literar și din nou în revista Fundației Naționale și Naționale. E bine, în aceste texte, nu există nici un semnal al apropierii de Ștean. Mi era foarte ușor să spun, a, jurnalul Fericirii reprezintă o tentativă de mistificare, de mistificare a Domnului. Pentru că, așa, există acest clivaj în textele post-convertirilor de semnale profilii de creștinism existente de la început, în timp ce textele de dinaintea convertirii nu există. Mai mult decât atât, există, iată, 35 și 37, două volume de iudaism, scrise în colaborare cu Emanuel Neumann. Volume scrise în franceză, al doilea publicat chiar la Paris, la editura Lipschutz. O editură cu un profil asemănător cu editura Hasselberg de la Anu. Sunt două cărți scrise în regim de urgență, sincronizate cu atenția nazicului în Europa. Două cărți în care cei doi prieteni încearcă să demonteze toate stereotipiile antisemite. Două cărți în care ei încearcă să demonteze că și lucrurile grești, inclusiv cu lucrurile comuniste și sau social-democrat. Foarte interesant e că cei doi prieteni sunt foarte tineri, 20 și ceva de ani. Vorbim de antisemitism existent nu doar în Germania Lucrură, ci și în România Sovietică, a lui Stalin. Să nu uităm că mulți dintre intelectualii care au migrat spre extremele spectrului ideologic și-au justificat atitudinea prin cura față de un totalitarism. Unii dintre intelectuali care în perioada intervenică s-au lăsat contaminat de ideologia comunistă și-au justificat această ideologie prin cura față de ideologia fascistă și invers. Cei doi tineri argumentează de fapt și ideologia comunistă și ideologia fascistă sunt ideologii totalitare. Că totalitarism e totalitarism. Nu contează dacă este de viață. Și ei reușesc să demonteze aceste idei. Foarte interesant că în aceste două cărți de judaism, botezul creștin și asimilarea sunt ironizate, sunt mate răspăr. Aceste două cărți sunt în același timp scrise concomitent pentru dorința celor doi
participație traică, iată publică două cărți, extrem de interesante, s-au reeditat și acestea anul de seria Staina. Ele merită de publică. Fac o rol foarte important în economia de studiu. În fine, până la urmă, tendința lor de integrare în sinagogă e firească. Motivele nu sunt foarte clare, se pare că unul dintre motive ar fi inadecvarea sacerdotală a figurilor care sunt. Și aceste cărți, în același timp, sunt scrise tot de pe poziția liberalistă și conservator. Deci, atâta, există aceste prime texte care sunt departe de a ne oferi imaginea unei apropieri de creștinism, din potrivă. Cu această îndoială metodică, am încercat totuși să merg mai departe și să ne explic situația. Și explicația am găsit-o în mai multe texte publicate într-un volum coordonat de Emanuel Convertirea Religioasă, a apărut la editura Anastasia. Este o antologie de texte în care au teologi remarcabili scris despre fenomenul convertirii și, evident, se raportează și la declarațiile lui Luther. E bine, ce este interesant, și asta explică, de fapt, și așa zis, un limbaj pe care l-am văzut, este că o convertire nu înseamnă doar o metamorfoză de identitate. Nu înseamnă doar descoperirea unui timp. Înseamnă și descoperirea unui înainte, care până atunci era bine decis, bine camuflat în straturile ființei umane, în straturile individului. Și aș vrea, în acest sens, să vă citesc mai multe puncte de vedere care primiți spre o asemenea idee. Iată, primul rând, chiar Emanuel Boton, coordonatorul al volumului despre care vorbeam. Convertirea nu deschide doar un drum. Ea face să apară în haosul care o precede primele semne ale salvului, revelând că amărăciunile erau, cum spune Sandor, persvalize, insuficient de puternice pentru a împiedica natura lui, dar suficient de clare pentru a evita anecul întreagă ca insignifianța cotidianului, pe care nimic decisiv nu l-a supra pe noi. Convertirea nu anunță numai luminosul apoi. Nu este numai implantația unui mâine seminar. Ea este punctul culminant al unui înainte care o pregătează răspunde. Epifania, știu bine, nu este decât culminos al imperfecțiunilor care o precedă și fără de care, cu siguranță, ea nu ar putea avea loc. Și încă niște puncte de vedere, chiar al unor intelectuali suniți. Iată, opinia lui Marx Jacob. Dar mai târziu au putut analiza unele sau altele din lucrările mărânt. Sau, opinia lui Leontin Zantar. Este adevărat că nu judecam astăzi, analizând istoria sufletului meu, din perspectiva trecutului, o pot face. Julien Green. Există întotdeauna ascunsă în adevărul nostru, în adâncul nostru, o persoană a cărei existență nu vorbim, pe care nu puteam ascunde, pe care Dumnezeu o iubește. Ieșarea mea era de a mă conseza cel pe care îl vedeam din Sfântul. Cam același lucru mă prinsecte și Steiner, că, la un moment dat, în cum ai avut unul dintre textele sale autobiografice, iată, de acestuia, în Aitamantisi, căile unei convertii sunt alcătite din convergența multor cărării și numeroase sunt faptele, influențele, aportele, unele neleormate în seamă, ori atât de indiectrugătoare, cât avea de uzite tot, după împlinirea economiei, devin perceptit de inteligibile, care conlucrează în vederea scutului. N-a fost altă, nici pe economie.
cred că aceste citate din date autorii care au asemenea experiență sunt semnificative. Cred că explică lucrări limbajul de pe care o vorbim. Deci există, firește, semnale ale apropierii sale, ale semnale ale apropierii cristiane. Dar acestea nu sunt conștientizate în momentul trăirilor, nu sunt conștientizate în simultaneitatea trăirilor, ci sunt conștientizate după ce procesul copertirii s-a produs. Nu întâmplător, înțeleg ca scena protezului din Jurnalul Fericirii, ultima propoziție este botezul este o descoperire. Botezul este o descoperire nu doar a ceva nou, ci și o descoperire a ceva vechi, dar care era camuflat în straturile sinei, în straturile ființei umane. Între momentul acesta al eșecului integrării de sinagogă, de 1937-1938, și momentul botezului care are loc la 18 artistului de la Jilava, date de 15 martie 1910, se strângă cu pedepsii peste 20 de ani. Deci, Mumetearul Steiner nu este o convertire de ceară. Nu este o convertire comparabilă cu cea care s-a produs pe drumul Damascului. Deci, nu este o convertire de pare. Este o convertire extrem de lentă. Multe momente de îndoială, dar și de extaz. Este o convertire pe care Steiner o compară cu traversarea unei perioade de mașină. Deci o convertire dificilă. În acest drum al convertirii lui Steiner, cred că nu trebuie să uităm cele două lucruri. Faptul că Steiner, împreună cu prietenul său, încearcă să se implice în sinagogă, să-și asume până la capăt identitatea și ca o cele din lume și la asta, ne demonstrează că această convertire, care este elementul central al biografiei, nu este o convertire de la zero la creștinism. Ar fi o convertire legeră. Din potrivă, este o convertire, un traseu între două spiritualități puternice. Și aș spune că această convertire este un mod prin care Steiner internalizează în mod exemplar drumul de la Vechiul Testament. Cu această imagine și cu această explicație la îndemnament, zic că putem acum vizualiza recapitula și celelalte momente ale copierii sale să-și începe prin a numera câteva, durând momentul copilăriei în care copilul Steiner este pasionat de sunetul clopotelor din partea lui. Participarea sa și a familiei sale la slujbele de la Fabrica Capra din apropiere. Apoi cursurile de la liceul Stiu Haret, unde este singurul proiect de confesiune mozaică participând și la cursurile de religie ortodoxă. Am văzut acest lucru fiind chiar catalogul de la scrisoare. Apoi o excursie făcută în adolescență împreună cu părinții pe o mașină de capotat, care fără copilul adolescentul Steiner privește de fapt cu o cruce metalică strălucindă soare, și ce metalică deasupra unei cuplă de biserică, și este apoi, în anii 20, 20 și ceva, excursii la Brașov, pe care cu mama sa, din părte străzile mișinele Brașovului, o serare în care își mai încearcă să intre niște biserici, bisericile sunt pise, au sigurile înalte,
calendar este realizată pentru a inactivității. Apoi, iată, perioada aceasta, din anii 20, 30, din anii 30, 40, nu? Perioada datorilor sale ideologice și perioada încercării de integrare externanță, participarea sa la reuniunile Congresului de la, grupului de la Oxford, nu? Și a văzut că este momentul în care un tânăr irlandez se apropie de el și investește votezul. Evident, Steiner crede și ați văzut acest lucru chiar din citatul pe care l-a dat. Care este morala acestei încheieri? Morala fi că nu doar că nimeni nu este profetul țara lui, dar nimeni nu este nici profetul grosului său destul. În 1938, Steiner nu putea să-și imagineze de o asemenea apropiere, ar fi posibil, poate într-o altă reîncarnare. Oricum, irlandezul, numele irlandezului, joacă un rol esențial în știința. Apoi, în 1939, Steiner se află la Londra, participă la alte, și la alte manifestări ale grupuri protestante, are și momente de entuziasm, dar și momente de reticență. Este o scenă foarte interesantă. Într-un parc vede un grup de creștini care cântă psalm. Încearcă să se apropie, se apropie și el. Cei care cântă îi fac cu semn să-și facă pălăria, e normal. Are un moment de încăpățânare. De încăpățânare diabolică. Pe care pleacă foarte, foarte supărăcios și își pune de-a toare și m-a apucat. Apoi, sunt după amiezele petrecute la Londra, îi se plimbă pe stradă și nu este nimeni pe stradă, că sunt pe de om, de Pivoreni și are senzația că este urmărit de cineva din spate. Problema cine ar putea fi și ar putea să citesc acest program. Londra, 1938-1939. Duminică petrec famiezile privându-mă la City. Străzile sunt absolut pustii. Merg 3-4 ore în șir fără a da de un singur om. Câte o pisică iese dintr-un gam și îmi taie câte drumul, o roia agare de-a lungul țiturilor. Am impresia că pentru mine singur se descoperă ca o scenă turnantă de curul acestor parc, de sunt spectacolul unic al deverii calorului Caldera, în opera lui Barca, uneori montate și cântate numai pentru ei. La intervale dese, biserica fermă. Unele privite prin curți, ganguri, colțuri neașteptate. Dickens, case mici despre care se aduce că s-au lucrat de vața spusele acum de cele mari. Sunt închise. Ai dori să intru. M-ar primi Hristos? Nu mă poate primi. Cu al de mine nu are a face, ne urăște. Dar dacă ne urăște, dacă se plimbă și eu pe străzile acestea pustii și misterioase cu care se desfășoară, dacă e liberal și tolerant și are o inimă de vânător, ca să mă apropie de el, ar trebui să trec prin ușa unui prin apa unui cazan, să mănânc pâine și să dau vin, care sunt carne și sânge. De ce asta condiții bariera acestea? Ce departe, ce perecat. Și totuși, simt că mai pășește cineva pe cadranul acesta, bântuit de atâtea pastori. Dar nu ca lune, că plutește oare pe asfalt, așa cum a mers, zice, se pe vreme la lui de la Liberia. Deci, ce momente de indecizie, ce momente contradictorii, ce momente dilematice crește Steiner ca să-i spun al convertirii. Aceasta se petrece din 1938-1939. După cel de-al doilea război mondial și, în special, după comunismului, așa cum se apropiase de intelectualii pe care îi contestați în tinerețe, la fel Steiner se va apropia și mai mult de creștinismul pe care vedeți în secvențele citate pe de altă din departe. Începe să pe gândesc, după cum știți, în numeroase biserici și mănăstiri din București de
Reglementează literatura patristică și răsăritană și occidentală. Bine, participă la întrunirile de la Câmpul Lung, care vor comite lumea. A, participă, fac foarte important, în 54-55, participă și la întrunirile de la Sfântul Maicilor, unde oficia Părintele Mihail Avram, iar și un cadru extraordinar. Tot ce ne trebuie să fie la creștinism. Mihail Avram, cu postul Ion Arcadius Uranus, scriitor de avangard în tinerețe, trecut apoi dintr-o fază ezoterică, ieronistă, a avut corespondență cu Rămânii Romani, trecut apoi la creștinism. În 1936 și devenit preot mai multe biserici din București. Și în primul rând la Sfântul Maicilor, unde se regrupase mai mult dintre intelectualii din grupul Lădurea Părinț. Și pe aia participă și el la aceste întâlniri. Părintele Mihail Avramescu și soția sa mă întreabă dacă tot din păi, de ce nu fac pasul decisiv? Da, spune până, de ce nu fac pasul decisiv? De lene, de frică, ce va zice lumea, ce vor spune ceilalți, ce va spune Manole? Deci problema nu spune problema celor 2000 de ani de persecuții poporului său. Deci nu este deloc ușor. Ce este nevoie? De momentul încarcerării, care să-l determine să iasă din această noapte a îndoielilor. Această noapte a îndoielilor, această noapte a încercuturilor, durează peste 20 de ani. Odată ajuns în închisoare și cumva, odată ajuns în proximitatea morții, închisoarea putea aduce și acest lucru. Și Tainan ia decizia definitivă de a trece la creștinism. Și în 1960, la 15 martie, are loc botezul în celula 18 am pus-o la botez, nu cred că acum atâta timp, merg patrice timp pe parcursul acestei zile, aceasta se cheamă extraordinară botezului. Extraordinară prin contrastul între precaritatea ritualului, dar că infernal a și substanțialitatea apă. Ibricul mont, apa germanoasă, în departe, rapiditatea costurilor, drumul infernal al Caraibilor și tăierea extraordinară a evident, botezul este cel care aduce, înseamnă descoperirea unei alte identități. Și în același timp este sursa fundamentală a fericirii, care va urși detenția lui Weisgerns. Și aici se explică, în asta se explică, evident, și titlul cărții sale mai curisitoare, jurnalul fericirii. Să nu vă imaginați, odată, botezul produs, procesul consumat, apare liniștea, se instalează liniștea. Neliniștile, îndoielile există și cu aceea. Că-i am gândit problema, dar dacă totul în scenariu, dacă mă iluzionez. Și acest lucru este picabil. Am citit la un moment dat o polemică din anii 30 între Giovanni Papini și Benedetto Croce despre conversurile. Benedetto Croce era evident de potriva conversurilor, dar spirite lumeare. Și Giovanni Papini îi ripostează și în același timp îi vorbește și despre convertirea de după. Convertirea de după convertire implică dificultățile existente și după convertire. Știu că, la un moment dat, după ieșită din detenție, militarul a fost profesor de la Spirul Paret, Iosif Prolo, profesor de Franceză. Și atâta îi spune, să știi că acolo a fost ușor, în închisoare.
Acum, aici, afară este mult mai dificil. Trebuie să întreții ceea ce ai cu cel. După cum știți, Steinhardt își va desfârși botezul prin ungere, la sfârșitul de afară. În închisoare, făcuse acel botez, evident, singur, în condițiile respective, dar este nevoie și de un botez săvârșit cu toate datele sale ritualice. Și există acest al doilea botez, să spun așa, la Sfântul Darbarii. Iarăși foarte semnificativ și aș vrea să citesc și acest fragment și îl citesc dintr-o variantă nepublicată a Jurnalului Fericirii, aflată în arhivele Mănăstirii Lofia și care sper că va fi publicată până la centenar, deci până în 29 iulie. August, septembrie 1964. După ce am terminat cu dezinsecția și am ghilit ploșniță, când l-am readus pe tata acasă de la spital, mobilele l-am repădat pe toate, acum nu mai sunt în cameră de ciclocanatat pentru tata, am 4 ani pentru mine, un dulap, o măsuță și două scaune, decor de tablou nefigurat, cum zice Aneta, care în timp mi-a scris și apoi a venit sănătoate, mă pot îngriji și de mine, să-mi scurt un om buletin de identitate și să mă asigur de minunță. Botezul săvârșit la Jilava este într-un totul valabil, dar urmează să fiu miros și să mă împărtășesc. Încep să mă interesez în dreapta și în stânga, la care ușa aș putea bate. M-a atrat felurite biserici. Emanuel Mitrașcu nu e măsura a fi de mare folos. E foarte prins de angarare, iar Biserica Sfinții Apostoli, mi-o propun și i-a promet, face parte dintr-un cartier care mereu mi-a dat impresia de părtări. Mariana Nicoreanu află cu mare bucurie și m-am botezat pentru minungere, mă întreabă dacă nu vreau să fac apel la preotul bisericii Sfântul Darvară. Ideea mă încântă de recepticuțiul Lăcaș, fost metrog al Mănăstirii Cotromul de la Sfântul Munte, e un loc de bas și de vis, pierdut cum se află într-o grădină unde cresc toate florile unui decor semănătorist și situată într-o străduță liniștită, un pom pe altă retrătoare, a Mărcureșului de altă. Nici că s-ar putea mai bine. Dar când Maria Pimoreanu îmi spune și numele preotului de la Sfânt și îmi dau seama că e unul și același al omului pe care îmi recomandase la pușcărie Părintele Mina Dumnezeu și pe care îl uitase, înțeleg că nu e vorba numai de împlinirea unei dorințe și îmbleamul creștinilor de câte ori treceam pe ulița aceasta de faine și umbre provinciale și întrezeream petecul de sol urmam năpădit de flori împrădești, ori de a satisface de o satisfacție emotivă estetică, ci de mult mai mult. Și un neîntâmplător început, mâna care l-a jilat în camera 18, m-a chemat de la capul al patrulea și continuă în mersul și se apropie de mâine. Preotul George Todorescu simte, singur șamă, în seara, că îndată de acord, lucrurile se desfășoară la fel de veznicios și de firesc ca la jilama, fără a pune multe întrebări. Minungerea are loc în ziua de 13 septembrie, după amiază. Biserica goală de lume și primă de toate farmicele ortodoxiei primesc taina de săvârșitoare a botezului. O primesc în prezența nașilor mei, Emanuel Micașcu, a venit cu soția lui Rodica, Mariana și a lui Sorin Micioreanu, a inginerului Petrulescu, a lui Paul Simionescu. Spovedanile unui pelerin rus n-au fost citite în zadar și a Violicei Constantinie. După scurta ceremonie, binevoitorul preot asistat de numai puțin binevoitorul dascăl Alexandru Culimon, fiecare se duce la lăsta. În ziua de 13 ajunesc, iar la 14 septembrie, ziua crucii primesc la sfârșitul Sfintei Liturghii prima împărtășare. Deci a luat în închisoare din mâna lui Marinica Popescu Apostol Potii, fără a contesta efectele doar ca o prefigurare. Aștept de atât amar de vreme cu mereu crescută curiozitate și emoție această prima împărtășare. Voi simți oare cu adevărat că pâinea și vinul din potir nu adunut doar pâine și vin? Mi se va transmite ceva din misterul transubstanțier? Prefacerea aceasta miraculoasă va fi măcar într-o cât de mică măsură accesibilă altfel decât pe cale strict intelectuală. Încă din clipa în care mă ridic, să pornesc înspre altar, încep să tremur tot. Se poate totuși să nu fie decât foame, emoție și curiozitate.
Cortegiul închinătorilor cu lumânări aprinse este și unul desprat cu o mare putere încantatorie. Dar numai după ce am primit cu minejătura, îmi dau progresiv seama că am luat parte la o taină, că mi s-a întâmplat cu adevărat ceva. Exaltat și plin de apuțit de negreit, nemai dorind un nimic din câte sunt în case, în magazine, în biblioteci, în sări de spectacol, iubind lumea toată și slobozind de orice legături cu ea, ca și la botez, înțeleg că sacramentul a operat și că m-a pus pe efectul unei lucrări transformatorii. Îmi bate inima nebunește, cu toate că sunt desăvârșit de liniștit și nu vine a crede că treia sfânt pot cunoaște o adevărată, o atare neînchipuită, nemai întâlnită, instantanee fericire. Senzaționala bucurie a Sfintei Părtășani. Mariana și Florin Coreanu mă duc la ei acasă, alături la cum Vasile Lască, mă giftez cu bunătăți, mănânc cu pofte nebune și turul de parcă aș fi beat și ca Dan. Ei pricepând se uite la mine cu drag. Deci, iată un moment anume tot atât de important ca și momentul botezului din celul la 18 ani, căsorii de la Mutela. Pentru care acest fragment, și ca să deconstruiesc cumva cu punct de vedere al lui Alexandru Sever, care în 1997 a publicat în revista Apostrof un articol despre convertire, despre convertirea lui Hrean, în care, evident, această convertire este luată răspăr. E o critică destul de acerbă a convertirii lui Hrean. Și printre altele, Alexandru Sever spune acolo că Steiner, prin convertire, a procedat acei oameni care se mută într-o casă nouă, fără să pună întrebarea de ce au părăsit pe ceapă. Că, mă rog, această convertire s-a produs așa nou de slavă, că Stein nu a problematizat și așa undeva. Că Stein, un intelectual rafinat, timp, ar fi trebuit să problematizeze, chiar dacă într-o convertire nu îl caut și cu ei. Și că, în general, Steiner n-a problematizat destinul poporului său. Este evident că Alexandru Sever habar nu avea de cele două cărți de judaism de Steiner. Probabil că n-a citit cu atenție nici jurnalul de ucire, ca să vadă că, de fapt, apropierea lui Steiner de Cristi este o apropiere foarte problematizatoare. Deci nu este o apropiere, nu este o trans, este o apropiere într-o deplină utilitate și tocmai acest lucru îi conferă autenticitate. Steiner face parte din categoria oamenilor care încep să parcurgă într-un până la capăt. Să meargă până la capătul nopții, cum spune el resonantizând cu titlul lui Sever. Nu se oprește aici. După cum știți, el va merge mai departe, intrând în 1980 în viața monahală, la mănăstirea Rufia din Mâna Vrăș. E o tentativă de fapt mai veche. El încerca să imediat cu creșterea din detenție, să intre în viața monahală și obsese un schimb de scrisori interceptate de securitate cu Rafael Moica, aflat că rugări la mănăstirea din Anglia, am platonat posibilitatea rugării acolo. Avem noi care răspunde. Corespondența aceasta este dosarul de 11 volume cu Ștaia de la CNSAS. Până la urmă, acest lucru se amână din diverse motive. Până când, în 16 august 1980, Ștaia devine căruger la mănăstirea Rugării. Nu este un căruger de tip Serafon din frații Caramazov. Dostoevski, din pădure, este un căruger de tip Zosima, luminos, comunicativ. Dar nu face parte din acea categorie de monași care, prin recluziune, întorc spatele triburilor și culturii noastre. Din potrivă, are și norocul de a-i se îngădui să-și păstreze mica lui gastronomie din Comunica, în Rusia Est, iubiți, ditați,
spațiul este o placă memorială acolo, e lângă biserica adusă, unde revine din când în timp pentru a-și continua activitatea sa de cărți. Și asta nu înseamnă că la Rofia, dacă vreți, joacă rolul unui rol civilizator, învață pe tinerii călugării engleză, literatură, istorie, și așa de parte. Și mai ales, Steyr rămâne în memoria locului prin predicile sale, predici adunate, așa cum ați văzut, în volumul Dării vei dobândi cuvinte de credință. Sunt predici extraordinare. Ediția de la Polirom conține și un CD cu una dintre predici. Sunt predici, dacă vreți, care stau sub semnul conceptului de adornamento, sub semnul modernității. Steyr este conștient că pentru a intra în dialog cu un contemporan, trebuie să fii contemporan cu el. Lumea actuală este o lume cu alte interese, cu alte virtuți și cu alte defecte. Și predicatorul trebuie să țină cont de chestiunea asta. Sunt predici în alt cultural. Predici în care Steyr face trimitere numai la literatura patristică, veseliteană, cristiană, și până de partea este firesc. Și predici în care face trimitere la literatură, la istoria artelor, la cibernetică, la semiotică, la geometrie și așa de departe. Anumite predici sunt pur și simplu analize pe text. Să fie de o predică, este o analiză la o umbrelă cu o fotografie veche de partea de Steyr incendiate. O altă predică analizează două tablouri învățeșind de răstignirea lui Velasquez și a lui Salvador Dalí. Sunt în același timp predici foarte subversive. Foarte subversive și conflict gesteribil și din această cauză. De exemplu, există o predică în care Steyr arătură și fuge împotriva denunțului. Că dați seama că mica biserică de la Rofia nu a fost primită să se uită cu muzica pe căciul. Există apoi o predică despre cultul iconoclast, Ava și Izabela, în care își trebuie împedită pe cei doi regi, în așa că, încât și cel mai simplu țăran, Maramureșan, care participase la slujbă, și-a dat seama că e o aluție la cultul Nicolae și Elena. Deci acesta este Steyr. Este un Steyr care, dincolo de aceste contradicții ale existenței sale, are cel puțin o temă fundamentală, și anume tema libertății. Libertatea este firul central al vieții, al destinului unui colegi. Sunetele libertății, corurile libertății, le găsim în textele sale, începând cu cele din tinerețe, din 1934, și terminând cu cele din Dării vei dobândi. Libertatea este, dacă vreți, tema centrală a predicilor sale. Pentru el, Hristos a venit să ne mântuiască și ne scandalizeze. Chiar acesta este titlul primierului de predici. Hristos a venit să ne mântuiască și să ne scandalizeze. Unii vor spune erezie, probabil că și cei de față au spus din seara. Nu. Steyr a venit să ne scandalizeze în sensul de a ne face să problematizăm, să ne problematizăm existența, să ieșim din certitudinile noastre căzbuțe, din abitudinile noastre comode, să ne provoace la o revizuire a propriei noastre din. În sensul acesta, Steyr vine să ne scandalizeze. De fapt, este o teză asemănătoare cu teza scandalului cu Sorin Kierkegaard. În fine, deci Steyr este, cred, în opinia mea, cel mai important, unul dintre cei mai importanți doctrinare a libertății din cultura română. O libertate care se joacă la toate nivelurile, la nivelul credinței. În viziunea asta, credința care nu se întâlnează pe libertate este egal cu zero. La nivelul culturii,
la nivelul actelor, la nivelul ideologiilor, la nivelul dreptului constituțional, la nivelul științelor. Mă opresc aici și...